Așa, așa. Dragilor, Corinu, la treabă, tema pentru acasă, clasa a 5-a, te rog că... 9 și pe de la 10. 9. 9 de la pagina 116. 9 de la 116. 16. Da. Se poartă 3 de 4 litri într-o cutie cubică. Se toarnă 3 pe 4 litri. Deci 3 dintr-un litru. Într-o cutie cubică. Culatura de 12 centimetri. Cutie? Cu. Culatura de 12 centimetri. Cu. Da. Cu 12 centimetri. Se va vărsa apa peste marginile cutiei? Este prima întrebare. Și a doua? Curge apa. Curge apa? Prima întrebare. Curge apa. Bun. Și doi, dar dacă mânghia cutiei este de 6 cm. Da. Ce se întâmplă? Da, ce dacă mânghia este de 6 cm. Interesant. Dacă mânghia este de egal cu 6 cm. Cât apă curge, aș vrea să spun. Asta e, ce se întâmplă? Da, ce se întâmplă, cât apă curge. Adaugă. A, credeți că curge? Eu așa cred. Așa dacă s-a pus la 12 problema, acum la 6, la jumătate, mă gândesc că e o altă chestie. Cu cât s-a micșorat oare... o altă întrebare. Cu cât s-a micșorat volumul cubului dacă eu am redus la jumătate. Haideți să vedem dacă eu am înțeles problema. Da. V-ați dus pe întoarcă. V-ați dus pe întoarcă. Dacă am înțeles, da, eu punem întrebări de frate. Le vedem problema, da? Dar bine, te rog să repezi. Se toarnă 3 de 4 litri. Deci într-un cub. Închipuiți-vă, este un vas, o formă de cub. Și turnăm în vasul ăsta 3 pătrimi dintr-un litru. Da? 3 pătrimi dintr-un litru. Întrebarea este, cutia asta are latura de 12 cm. Turnând așa, curge apa din cutie? Da sau nu? Vom vedea. Bățim pe 3 la 4. Ca să avem câți litri sunt. Corect. Și împărțim pe 3 la 4. Oare cât de alte din 3 împărțim la 4? Cât? Un sfert. 0,75. 0,75? Nu, un sfert. Un sfert a fost. O pătrime. Da? 0,25. Deci, 3 sfert. Deci 3 împărțit la 4 egal 0,75. Uite că spune 3 sferturi. Un sfert, o pătrime este 0,25. Și acum de 3 ori o pătrime 0,75. Dar cum faci cu 3 la 4, fac 0,75. Asta e fracții, cum se cheamă asta? Fracții... Subunitară. Subunitară, dar vreau să spun fracții ordinare. Și asta e... numai decimală. Sau fracții decimale. Da? Sunt două tipuri de fracții. Fracții ordinare și fracții decimale. Deci, eu am la dispoziție 0,75 litri. Deci avem 0,75 litri. Întrebarea este... Nu știu ce să întreb. Tot în acest 0,75 litri, crezi că... În ce e tot eu? În cubul ăla. De latură cât? 12 cm. Aflăm volumul cui? De acord. Aflăm volumul cui? Și cu ce este egal? Volumul cui. Egal cu? Latură, da? Deci latura la 3 ani. Și egal cu 12 cm la 3 ani. Și face cât? 12 cm la 3 ani. De ce făc de recită? Bază.
12 ori de 3 ori te face. 12 ori, 13 ori, 13. Ca să vedem. Mi-a spus că face. 1728, așa este? Da, cred. 1000... Dar cum ai văzut? Calculator? Da, tot. 1728 centimetri, cum se spune în care? Centimetri cubi. Și ce fac cu centimetri ăștia cubi? Îi decimetri. Îi transformăm în decimetri cubi. Adică va face câți decimetri cubi? Mai luăm încă 30 ori. Că nu, 1,728. Așa, mă, mai puțin. Deci 1,728 decimetri cubi, care înseamnă câți litri? 1,728. Așa! 1,728 litri. 1,728 litri. Nu curgea. Nu curgea, 1,728 e mai mare. E mai mare decât 0,75 litri. Și răspunsul, nu curge, nu curge apa. Nu curge apa. Ce fericit sunt, nu curge apa. Păi acum o să facem același lucru, numai că... Sigur că da. 6 la 3-a și... Bă, ești, va curge apa sau nu? Cred că... Da. Stați puțin. Da, pentru că este jumătate din 6 ori, 6 ori, 6 ori. Probabil, eu mă gândesc că s-ar putea să curgă apa. De câte ori se micșorează volumul? Dacă de două ori, la jumătate, nu? Mm. Deci se micșorează volumul la jumătate? Nu, se poate la 3. Deci dacă latura s-a înjumătății, de câte ori se micșorează volumul? O să fie 0,216 de litri. Și cu geapa? Normal. Normal. De câte ori s-a micșorat, oare? De câte ori s-a micșorat? De la 12 ori la 6. E jumătate, parcă, la ora. Oare volumul s-a înjumătățit? Nu cred. Păi v-ați aflat acum volumul. Păi trebuie să împărțim cu 1,728 la 0,216 ca să aflăm. Așa, de câte ori s-a... Deci 1,728 la 0,216. Ia să vedeți de câte ori. Ia-n parte să vedeți de câte ori. Foarte tare. De multe ori. De câte ori? 8 ori. E 2 ori 2 ori 2. E latura la 3-a. S-a jumătățit latura. Dar fiindcă sunt cele 3 dimensiuni de 8 ori, s-a micșorat volumul. Fantastică chestie. Aveți pe moment aveați ideea asta, că volumul s-a micșorat la jumătate. Nu! Volumul s-a micșorat de 8 ori. Ia uitați! Nu la jumătate, domnul profesor? Ia uitați! Asta am văzut. De 8 ori? De 8 ori s-a micșorat. Wow. Pentru că sunt cele 3 dimensiuni. Înmulțite. Și jumătate, jumătate, 1 pe 2, 1 pe 2, 1 pe 2, 1 pe 8 ori. Foarte tare chestia. Da, n-am știut. Urma să fie certeam aici dacă nu calculul ăsta a făcut. Deci răspunde. În varianta, când volumul este, deci volum cu egal tot așa latura la 3-a și egal cu 6 centimetri la 3-a, face cât a spus 216 cm cu
care înseamnă 0,216 decilitri cub, care înseamnă 0,216 litri, și ăsta e mai mic decât 0,75 litri. Și atunci răspunsul corect curge. Curge apa. Și cam cât curge? La foarte faptul că curge, întrebarea mea este cât de apă curge? 0,75 minus 0,75 care e mai mare minus 0,25. Înseamnă așa, la curge apa, câtă apă curge? Și răspunsul corect, 0,75 minus 0,216 și este egal la 4, 3, așa, și 5. 0,534 litri, adică duce aproape o jumătate de litru, mai mult de o jumătate. E corect. E corect? Da. Bine, mă. Bine. Doamne, vede că noi eram în Pașcă. Deci curge jumătate, mai mult de jumătate. Din 13 de litru rămâne mai mic. Cât cupa înghețată vine acolo, nu? Adică foarte puțină apă rămâne. Pentru că el s-a mușat deodată. Tu, dacă nu făceai calculul ăsta și să spun de peste, vorbeai cu cineva, s-a jumătate, s-a redus, păi zice, apă, nu curge. Și adică 8 ori s-a mușurat. Dar dacă latura ar fi fost, uitați, să zicem că aici latura este, vedeți voi, de cât de 12 cm. Și iau situația că latura, el, este egal cu 4 cm. De câte ori se mișorează volumul? Nu te mai am întrebat. Deci latura de 4 cm, mi-am răspuns corect. Știi ce e cel mai bine? N-a venit să cadă. Cine îmi răspunde direct, este foarte tare. De câte ori se mișorează volumul? Dar la care dintre? Deci cu latura de 4 cm am venit. Da, știu care era. Și față de cel de 12. Deci față de cel de 12, de câte ori se mișorează volumul cubului? Ah,
Caută-ți. 4, 4, 4. Da, mi-a dat, dar nu știam la ce să împart. Păi ăsta lasă ăsta, da? Și-așa. Da, puteai da răspunsul înainte, David. Aici era povestea. Dar nu vedeam. Nu, nu, dacă ești atent, păi când am înjumătățit ce vii doctori. Dar când fac o treime, de câte ori mai fi? 16 ori. Nu, nu te-am răspuns. Păi, ce răspuns am? 27 de ori. Dar 27 s-a venit de câte? Câte înseamnă 27? E 3 la cât an? 3 la 3 ani. Adică dacă s-a mișorat de 3 ori, 3 ori 3 ori 3. În cele 3 dimensiuni. Când s-a înjumătățit, a fost 2 ori 2. Când a făcut o treimii, 3 ori 3 ori 3. Domnul Beatrice, cu 2 ori 2 ori 2 ori 2. Și tot apăsam pe pedală cu 2 ori 2 ori 2, pentru a vă trage atenția că acum luând 4 cm ca să fac o treime, înseamnă că de fapt e 3 ori 3 ori 3. Da? S-a mișorat de atâtea ori. E foarte tare problema. Aici dar dacă latura ar fi 2? Dacă latura ar fi 2... Vă spun. Dacă latura ar fi fost 2 cm, de câte ori s-ar fi mișorat pe lucru? 64 de ori. Așa? De 4 ori 4? Dar zice 12 împărțit la cât ca să facă 2? 6. La 6. Și atunci ar fi fost? 6. Ori 6, 4, 6. 36 ori 6, 206. De 206 de ori? Era respectabilă. Sigur, da. Ziceați 64? Pentru că... Nu ați a fost foarte atenți, trebuia să spune dacă latura este luată de 3 cm. Da. Dar atunci vine 4 ori 4 ori 4, nu? Vine 4 ori. Da, dragilor, vreau să vă atrag atenția că am plecat de o singură problemă și am rostogolit-o, cum de fapt am făcut și cu Mario, pentru că de fiecare dată, aici noi, când stăm de vorbă, vrem să facem niște lucruri altfel decât în mod obișnuit. Acum vreau să vă ridic și pe voi, mămicele, să vedeți, să sunteți prezente aici, să vedeți bucuria pe care am trăit-o împreună cu voi aici. Ați văzut, spunea așa, în problemă, că 3 bătrâni dintr-un litru se răspund într-un vas de latura de 12 cm, într-un cub de latura de 12 cm. Și noi am făcut cum era de așteptat, formul cubului 12 și nu-l dat atât, l-am transformat din centimetri. Eu vă explic vouă cu gândul că ne explic și prietenilor noștri. Și așa am obținut volumul de centimetri cub, care înseamnă 3 litri. Și asta e mai mare decât 0,75, că 3 bătrâni din 1 litru înseamnă 0,75 litri. Ei bine, nu curgeam. Când am mișorat la jumătate, deci latura cubului n-am mai lăsat de 12, ci am lăsat de 6, atunci, îndată, eram tentat să credem că vorbul cuplului s-a jumătățit. Da. E de repede de nu știu chestia asta. Nu. A devenit a 8-a parte. Pentru că 6 ori 6 ori 6 fac 216 în centimetri cu care înseamnă atâția decimetri cu care înseamnă atâția litri. Și dacă vrei să vezi fostul volum 0728 împărțat 0216, așa cum doresc. Explicația este următoare, că dimensiunea se jumătățește aici. Și asta la altă și așa. 2 ori 2 ori 2 face de 8 ori. Și acum ce le fac? Le dau următoarea problemă. Dacă ar fi latura de 4 cm, de câte ori s-ar fi micșorat volumul?
Și, deci, dacă latura ar fi de 4 cm, de câte ori s-ar fi micșorat volumul? Și atunci... De câte ori a răspuns? După o analiză atentă, a răspuns. Uh-huh. Adică, de câte ori vine? Din 3 la 3, nu? 3 la 3, de 27 de ori. Și a urmat întrebarea, dacă latura ar fi de 2 cm, m-am întrebat, de câte ori s-ar fi micșorat? S-au făcut? Da, ne-am dus și aici, atent, este înregistrat. Da? Cât? De 216 ori pe 16 împărțit la 2 de 6 ori și 6 ori. Da? Deci asta este. Tot așa te face de câte ori se mărește volumul. Că pot să plec la asta și să le dau nu latura de 12, ci latura de 24 și acum de câte ori s-a mărit de volumul. Și așa mai departe. Da, da. Deci vreau să înțelegem bine problema asta. Deci e o problemă frumoasă în care se ascunde în culise latura la 3, că cele 3 dimensiuni, volumul crește de atâtea ori, sau scade de atâtea ori. Corect, pentru că ai zis latura jumătate, gata, te-am zis la jumătate. Te-ai pus foarte repede pe chestia asta, da? Corect. Ei, la fel se întâmplă la arii, acolo vine, când e vorba de suprafață, am împătrat la mine cu latura de 8 cm. Ce arii are pătratul ăsta? 8 egal cu a pătrat. 8 la 2. 8 la 2. Adică 16. 8 la 2. 8 la 2. 8 la 2. Așa. 64 cm pătrați. Dar dacă latura ar fi... dacă latura pătratului ar fi doar de 4 cm. De câte ori s-a... De câte ori... s-a micșorat aria. 4 ori. Bravo. Da. Corect. Eu sunt la jumătate, 2 ori, 2 ori. Noi ne-am făcut așa. Acum. 64 părți la 16. Sigur că da. Da, eu mă așteptam să faci așa. Așa? Dacă îți dau niște numere mari, tu aici trebuie să vezi joc. 8 părți la 4 e 2 și 2 ori, 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 am un pătrat de latură, să spunem, latura de 20 cm. Cât este aria? 20. Aria egal cu acest pătrat, 20 la pătrat și face 400. De câte ori se micșorează aria dacă pătratul are latura de 5? 16. Corect. 16 ori. 20 împărțit la 5, 4, 4, 4. 20 împărțit la 5 face 4 și 4 ori 4. De 16 ori. N-am unde gândi să fac 5 ori 5, 25. 25, 400 împărțit la 25, merge de 16 ori. Deci la suprafață, aici vreau să vă atrag atenția. La suprafață merge cât de la pătrat, nu? La pătrat, diferența aceea la pătrat. Iar după aceea mergem cu cine? Cu... la volum cu totul la treia, nu? Da, da, da. Mai e o problemă, dar de care? Da, da. 10, dar A. 10 ani? Nu, da. Vreau, Davide, acasă să vă pui o problemă, în varianta asta, știi, nu că da. De tipul, am asoțialit, am 5 pătrimi dintr-un litru. Câte înseamnă? 5 pătrimi, mai mult în litru, 5 pătrimi dintr-un litru sau mai mult 5 pătrimi? 5 pe 4 litri. Nu, am 5 pe 4 litri. Mai mult de litru. Am 5 pe 4 litri, răstor într-un vas, în formă de cup, cu... mai latura de nu știu cât, unghia de nu știu cât. Răstor la pasta, curge apă, nu curge apă, dai tu la dimensiuni, vezi? Asta înseamnă să înțelegi problema și să-ți propui, nu numai tu, dar bine. Toți. Amândoi, da? Da. Da. Așa cum e. Te rog. Deci 10 de la 4 la 116. La 116. Un par din paralelipipedic cu adâncimea 1,5 metri. H. Deci H
egal cu 1,5 decimetri. Metri. Lungina 12 metri. Lungina 12 metri. Conține, deci atât bazin paralel și peric, conține 144 metri cub apă. Volumul egal. Volumul, mai adaug de desubt. Egal cu 144 metri cub. Care este... Câți litri de apă conține bazinul? Asta au făcut ei la școală, când am înțeles, nu, dar bine? Da. Și B, care este lățimea bazinului? Câți litri conține? Bazinul. Da, bazinul. Aici o să răspunzi Daria, dacă Daria a făcut la școală. Nu, dar chiar dorește. Nu, înseamnă că Daria nu știe. Și vrea să-ți mai gândim. Nimica, o gândim. Inima lui să răspundă. Deci câți litri conține bazinul? Ai zis, nu zis de copilul. Câți litri? Ce? Am eu. Conține bazinul, câți litri de apă? Dacă ea are volumul 144 de metri cubi. 144 de metri cubi. Dați-mi la 1000 de decimetri. Așa, decimetri. Deci, egal cu câți decimetri? 144 de mii decimetri cub, care înseamnă 144 de mii litri. Deci, asta, ai răspuns la prima întrebare, nu? Da. Câți litri? De apă conține bazinul. Ține bazinul. Bun. Și B. Care este lățimea bazinului? Că vedeți că nu are cum. E ca cu cine lățimea? Are cum să facem. Dacă știm volumul, lungimea și înălțimea. Ai voie să vă arată 1,5 ori 12. Dar nu ca și numere, nu de profesor. Nu, numere. Mă interesează procedeul. Păi procedeul volumului este 1,5. Fără nume. Lungimea ori lățimea, ori înălțimea, egal cu volumul. Deci, volumul este egal cu lungimea, ori lățimea, ori înălțimea există, da? Da. Ce cunoaștem de aici? Și echivalent, e nu-i nou. În loc de volum scriem exact cât avem. 144 metri este egal cu 12 ori 1,5. Ori? Înălțimea, cum o știți? Ori H, da. Nu, nu, ori înălțimea. Ori înălțimea. Poți să vă uite. Metri cubi, tot metri cubi, da? Am ori. La cele trei. Metri cubi, metri cubi, așa voi face la fizică. Și rămân numele abstracte. Da. Și trebuie să văd pe... Dar nu, ăla, ca să nu-i zicem că e litri, domn profesor, cum ai stat de primul, punem X, cum să facem? Notăm cu X înălțimea? Știi ce? Am zis de acolo. Da. Puneți acolo litri. Litri. Ești acolo înălțimea. Și lă ăsta e de aici. Da. Puneți acolo la B, la B, ai spus. Da. Așa, așa. Lă... Lățime. O vom face, deci, pe 1,5 și după aia împărțit. 144 egal cu 12,5 și înălțimea. 144 egal cu 12,5 pe face asta, rog. Mai să face 12,5. 12,5. Cât fac bani? 12,12, dar 12,5 care cât să facă, domnul profesor? 12. Normal, că dacă 12 ori 4, 12 ori 4. Fără calcul, dacă eu vreau să înțelegi așa. 1,5 înseamnă în frații făcute. Cât ar fi fost 1,5? 15 pe 10. 15 pe 10. Și care face pe 15 pe 10? 1,5. Împărțeai la 5. Deci, aș fi vrut din partea voastră, la momentul ăsta, să gândiți așa, 3 pe 2, sau 3 pe 2, simplifică 6, 6 ori, 3 ori, 10. Da, asta e la matematică. Zic că Mihaela, Mihaela ce face? Face următorul lucru. Ea gândește aici, dacă ar fi fost ori 1, 12 ori 1, fac 12. Și
Și fiind încă ori 0,5 ani, ori 1 pe 2, de 12 face la 2 și face 6, la 18 mai pune 6, la 12 mai pune 6 și face 18. Vedeți, acolo când faci niște calcule, dacă ai simțul practic al numărilor la calcule și ăsta, ai viteză mare. Altfel spus, transformând în fracții ordinare, pe 1,5, care înseamnă 15 pe 2, am răspuns repede 3 pe 2 și asta înseamnă 12 ori 3 pe 3 și face 18. Și acolo egal cu 18? 144 egal cu 18. 18 ori înțirea. Ori nu. Știi ce aș face? Vreau să facem supra, nu împărțim copii. 144 supra 18. 18. Și acum ce se fac 144? Sunt parte la 3, la 9 și la 2. Chiar prin 18 merge. Chiar prin 18, corect. Pentru noi suntem în clasa a 5-a și avem aceste chestii de divizibilitate. Când nu învățăm parte la 9, pe suma cifrelor sale, Urmărăm să facem seama la 9. Deci am la 9, am și la 2, am divizorul 9 ori 2, 9 și 2, deci 9 și 9 ori 2, 18 și dat exact 18. Ia să vedem. Dacă aveți dreptate, tot are. Și cât face? Oare cât face? 3. 3. Uite, din nou, simțul concret al valorii numerelor. Dacă ar fi fost 20, 140 împărțit la 20 făcea cel puțin de 8 ori. De 7 ori. Dar 8 ori, 8 ori, 64 cu 4 la sfârșit. Exact. Te duci așa? Te duci. Asta. Dar 8 ori nu se fac cu 4 la sfârșit. Corect. Deci răspuns corect este 8. Vreau să vedem dacă de, înțeles. De aici, de aici trebuie să înțelegem așa. Nu privim numele pur și simplu în dificultate, rog, că atunci facem puțină, facem pățirea, păi greșești acolo, trebuie să simți exact ce nu știa pățirea arăta. Nu de-aia, când tu vezi că ești la pățirii, îl va da 6, 6 sau 3, mi-ai spus, nu? Iată, nu, ai simțul. Am scris în greșit. Da, nu ai simțul clar anume valorii numerelor respective. Atenție mult. Da, gândim un pic. Da, 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 da. Dacă ziceam 7, nu era nicio problemă, dar ai zis 8, ai zis 3. Da, e diferența foarte mare. Dacă vrem 7, ne gândeam 7, 8, 6, 6, 6, nu-i pun, mai trebuie ceva. Exact ce am spus, 140 la 20, de 7 ori te obligă, atunci, hai, 8, 8 merge. Altă problemă? Mai ai? Nu, mai facem de aici, că are probleme foarte interesante. Dar le-am văzut. Da? Așa mai avem 5 zi. Hai zi. Hai să facem probleme din acele care cu data trecută pe ele am făcut frumoase și vă plăcut foarte tare, să mă gândesc la cele. Sumele cele acolo? Da, hai să vedem. No. Hai să vedem așa. Uitați așa. Dacă am fracția ordinare, fracția așa, fie fracția, fie fracția, 3N plus 4 supra 5N plus 1. Da? 5N plus 1. Să se constate dacă este sau nu simplificabilă. Am stat. Vedeți dacă fracția este simplificată. Este reductibilă sau nu? Reductibilă. Sau este reductibilă? Poate vine, lămuriți-mă. Pe unde e rândul mai natural, să înțelege. Eu aș propune așa, să nu fim câte pe un număr, să vedem ce se întâmplă. Pentru noi e ca cu unul ce devine fracția. 3 plus 4. Atunci fracția vine 7 supra
6. 7 pe 6 este simplificabilă? Nu. Deci este ireductibilă. Pentru n egal cu 2, ce devine fracția? 6. 10. 10. 11. Ireductibilă. Dar poate cu 3, 2, 4. 4 cu 3, corect? Da. Pentru n egal cu 3, zice da? Da. E să vedem. 13. 13 supra? 15 plus 1, 16. 16. Păi, dar dacă e cu 4, domnul, cu 4 merge. Cu 4 merge? Da, s-a pus seama doar. Acolo eu văd de ce urmărești tu. Tu ți-ai pus în gând să mă pui în situația dificilă și tu să dau valori. Tu ești de acord, da, bine. Adică să iau cu 4, cu 5, cu 6, să vedem ce se va întâmpla. Nu. Dă-mi o idee atunci. Deci în condițiile în care am început să dăm valoare, am tot constatat că este ireductibilă. Presupunem în care un N, să cred. Presupunem că... care un N. Adică ce facem noi totuși? Există un N undeva, că spune că există un N s-a simplificat, nu? Da. Adică ce s-a întâmplat că s-a simplificat? Vedem dacă sunt. De fapt, dacă simplificăm prin... un număr. Aici m-am simplificat. Prin cât am simplificat numărul? Prin divizor. Un divizor. Deci noi căutăm un divizor prin care să se... ce se vede? Atât numărătorul, cât și numitorul, să fie divizorul acela. Daria. Nu? Adică visăm. Ca după înlocuire cu numărătorul să fie D oriceva. Da? Numitorul D ori altceva. Deci, visul nostru cel mare este așa. Deci, zicem așa, dacă 3N plus 4 supra 5N plus 1 ar fi reductibilă, simplificabilă. În paranteză, simplificabilă. Clasa 5-a fi stat în zerea. Le clară cuvântul simplificabilă. Se poate simplifica, da? Simplificabilă. Printr-un număr de pentru număr de, nu știu noi. De la divizor, noi am văzut. De la divizor, da. Atunci, înseamnă că 3 plus 4 s-ar scrie D ori... ceva, ori X. Ori X, ori număr X. La fel, 5 plus 1 s-ar scrie D ori Y. Corect. Asta e problemă. Păi, mai făcut, asta e, dar mai ține minte. Da? Deci dacă ar fi așa, atât numărătorul cât și numitorul s-ar fi D ori X și D ori Y. Putem să avem numărătorul. Da. La ce folosește? Asta e. Păi, dacă știm că aceste două sunt egale. Cum sunt? Nu sunt egale. Păi... îi dă oriceva. Da. Cu cele două. Da. Așa. Și atunci cât ar fi? Ar veni... așa, 8 plus 5. Plus 5. Este egal cu 2 pe lângă X plus... X plus Y. Perfect. Acum dăm la 8, nu? Bă, nu vreau, nu vreau. Dar cum vrei? Eu vreau 5, nu vreau să dau pe 5 pe tot. Asta... eu aș vrea să dispară de 1. De 2. Că dacă ar fi de oriceva egal cu număr. Oh, excelent ar fi. Nu sunt, aș fi fericit. Da, înseamnă că s-ar împărți. O să fac să dispară, să dispară. Să fac o manevră de așteaptă. Să fiu de așa și meter. Și să am un moment de inspirație să dispare meu. O să fac. Dacă ar fi fost aici tot 5 n,
ceas este făcut 5 N plus 4, 5 N plus 1, ceas este făcut cu el. Ce făceam? Scădeam. Scădeam cei două în alt. Din aia de sus. Da, da. Dar nu e același lucru. Deci nu e același lucru. Nici sus, n-am același număr. Ce se face? Dar dacă ar fi, dacă ar fi, cât ați vrea să fie? 15, am zis cu 5, 4, 10, în plus 5. 5 și aici e cu cât? Cu 3, tu 3. Și atunci devine ăsta aici, fata, e cu 15 N. 15 N. Plus 20. 20. Egal cu 5 de? 5 ori D ori X. 5 de X. Din face ar fi ce? 15 N. 15 N. Plus 3. Plus 3. Egal 3 ori D. 3 ori D. Scădem din relația de sus în relația de jos. Așa. Și o să fie de două, în 17. 17. Egal cu 2 ori. 2 egal cu? Da. Nu, 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 pe lângă. Păi scădem, scriu așa, 5 din 5 ori D ori X. Minus. Minus 3 ori D ori X. Deci, eu o scriu 17, ce egal cu? D-ul, al vezi că pot să dai... Îl vezi pe D comun și zic D pe lângă... 5 X. 5 X. Minus. 5 ori X minus. Minus 3 X. 3 X. Deci, 17 și D orice cam. Așa. Acum ar putea la vizorul 7. Așa. Vedem 7. 17 ori 1. Deci ești plus cu 17 ori 1 egal cu D pe lângă 5X minus 3Y. Adică, cine să fie? D, cine să fie? A, păi, nu poate să fie și 17. Și 5X minus 3Y să fie 1? Da. Deci avem o variantă de asta, iar o dreptate, dar trebuie să analizăm. Și le luăm pe amândouă. Sigur că da, facem analiză. Deci da, așa da. Avem cazurile. 1. Aș vrea la așa 25 să... Da, uite, știu să-i. Deci, vreau să analizăm cazul de 1. Da, nu se dă egal niciodată. 1. Deci arăt așa, D egal cu 1. D egal cu 1. Și imediat 5x minus 3y. 5x minus 3y. Egal cu 17. Egal 17. Și egal cu 2. Sau... D egal cu 17. Și 5x... Minus 3. Fracția a fost aici, am avut o... Câtă... Era 3... Ia zice copii, era 3... Fracția 3 plus 4 și 5 plus 1. 5 plus 1. Păi, dacă voi dați, e cam imposibil ca 5x minus 3y să dea 1. Ba da, se poate. Ia să dea. Iar în condiția asta, când D egal cu 1, se simplifică fracția? Când divizorul e 1, fracția se simplifică? Ar fi normal. Ar fi direct. Prin cât prin 1? Da. Dar toate fracții se simplifică. Exact. Deci atunci ar fi cu fracția, când D-ul e 1, fracția respectivă? Este direct. Direct. Nesimplificată. Dar să vedem ce se întâmplă dacă asta e posibil. 5x minus 3y egal cu 17. Dar găsiți o pereche de x și y care să facă 17. Când ne înlocuim. Nu găsim oameni. Gândiți-vă la un 5, un x și un y.